Un slogan este motiv de dispută între formațiunile politice. O Românie fără hoție este sloganul celor de la USR Plus și a fost contestat de PSD. Motivul? Ceilalți candidați ar putea fi defăimați. Colega mea, Mihaela, știe mai multe despre acest subiect. Mihaela, ce alte argumente au fost invocate pentru această contestație? Raluca, să știi că această contestație a fost depusă de biroul PSD Dâmbovița, iar socialdemocrații spun că prin acest slogan se incită, acest slogan este o incitare la ură, xenofobie, discriminare și ar fi dezavantajați ceilalți competitori electorali. Biroul electoral din Dâmbovița deja a admis contestația socialdemocraților, însă nu este definitivă. Au avut reacții până acum autoritățile și cum a fost tranșată această dispută? Adică ce? Ceilalți nu au avut și ei sloganuri discriminatorii până acum? Așa cum am spus, biroul electoral din Dâmbovița a admis această contestație, iar în motivare ei spun că prin acest slogan O Românie fără hoție, automat se induce ideea că cei care nu sunt această formațiune politică sunt automat hoți. Deci se adaugă o etichetă celorlalți candidați. De cealaltă parte, președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării a spus că nu vede o problemă acest slogan, citez, dacă nu te simți cu musca pe căciulă, nu văd de ce ar deranja acest slogan. Însă ultimul cuvânt îl are Biroul Electoral Central și așteptăm decizia.